Președintele american ales Donald Trump a fost aclamat intens la gala MMA de la Madison Square Garden din New York. Acesta a venit la eveniment însoțit de multimiliardarul Elon Musk și de colaboratori apropiați. Donald Trump și câțiva dintre aliații săi, între care miliardarul Elon Musk, și-au făcut o intrare triumfală la gala MMA Ultimate Fighting Championship 309 de la Madison Square Garden. Pe lângă Elon Musk, alături de Trump și-au făcut apariția și mulți alți colaboratori, printre care Bobby Kennedy Jr., Tulsi Gabbard, Vivek Ramaswamy și șeful Camerei Reprezentanților Mike Johnson. Publicul l-a întâmpinat pe republican scandând și ovaționându-l, în timp ce pe ecranul arenei a fost difuzat un clip al său din campania electorală. Învingător în runda a treia prin knockout, luptătorul John Jones i-a adus un omagiu lui Trump, oferindu-i centura de categorie grea și dansând pe ritmurile hitului YMCA. Donald Trump este un împătimit al luptelor MMA, iar publicul este obișnuit cu prezența sa la astfel de competiții. Deși este primit mereu cu căldură, niciodată nu a fost ovaționat ca acum, la scurt timp după victoria obținută în scrutinul prezidențial din 5 noiembrie.